Salutări, eu sunt Alex. Am revenit la apartamentul nostru din strada lui, că ne aflăm aproape de piața Reșița. Bănesc că mulți dintre voi știți strada lui, că Berceni, zona Berceni, piața Reșița. Bun, apartamentul nostru l-am prezentat eu acum ceva timp, era la vânzare la momentul respectiv. În momentul de față apartamentul este la închiriere. Ce are în plus față de prezentarea pe care v-am făcut anterior este dormitorul, care în momentul de față este complet mobilat. Bun, intrăm, avem holul de intrare, toate sunt noi, da? Apartamentul este complet mobilat și utilat, vedem, toate sunt noi, cu foarte ușoare excepții, cum ar fi acest cuptor cu microunde. Acest cuptor cu microunde nu este nou, dar este binevenit. Deci cu foarte ușoare excepții, în majoritatea covârșitoare a lucrurilor, toate sunt noi. Îmi place să vă dau date exacte. Și atunci când spun toate sunt noi, dacă un singur obiect nu este nou, cum este acel cuptor cu microunde, eu vă spun acest lucru. Bun, revenim, deci avem holul de intrare cu acest frigider de la Beko și el. Deci el face excepție, frigiderul, dar oricum arată foarte bine frigiderul. Îl vedem, arată efectiv ca nou. Deci spun că nu e bine, s-ar putea să fie nou, să fie cumpărat doar cu această... zgârietură pe el, dar cred că el nu a fost neapărat folosit la cât de bine arată. Bun. Deci avem frigiderul, avem bucătăria, nu este mare, dar iată cât de frumos este aranjată, cu aragaz, cu hotă, acel cuptor cu microunde pe care vi l-am arătat și cu aceste și cu mobila de bucătărie. Bun. Ok. Bun, mergem în sufragerie, măsuța, locul de luat masa cu acest aer condiționat de la Grunding, inverter. Avem o canapea extensibilă în sufragerie, de ziua se lasă așa, dacă vor fi mai mulți chiriași, unul va dormi în această canapea extensibilă. Avem și mobila de sufragerie cu acel televizor, cu aceste aranjamente. Foarte plăcute. Iar acum ieșim în balcon. Balconul nu este mare, este micuț. Apartamentul are suprafața totală de 37 de metri pătrați. Aceasta este priveliștea lui. Vă spuneam, suntem pe strada lui că... Da, revenim în sufragerie cu această perspectivă. Mergem mai departe, mergem către acest hol. Iată holul cu un spațiu de depozitare și cu această mașină de spălat rufe. Bun, iar mai departe avem baia cu acest duș și avem și un geam de aerisire, excelent geam de aerisire, cu mine. Și avem acest calorifer vertical. Și iată și dormitorul, vă spuneam că dacă în video anterior dormitorul era gol, în momentul de față dormitorul este complet mobilat. Avem patul cu acest dulap și aici avem și o masă de uscat. Da, foarte plăcut dormitorul. Ah, și un detaliu pe care nu l-am observat până acum este acel ceas de perete. Mă întreb dacă merge, probabil că merge, nu știu exact care este mecanismul lui, dar foarte, foarte fain. Bun, deci așa arată acum dormitorul cu acest pat nou, cu saltea. Iată cât de bine arată și salteaua. Da, foarte, foarte plăcut dormitorul. Foarte plăcut întregul apartament. Are un aer extrem de liniștitor, extrem de plăcut. Dacă mă întrebați pe mine, e mai mult pentru o fată. Bineînțeles, îl poate fi locuit foarte bine și de către un băiat, dar stilul acesta îmi pare mai mult pentru o fată. E deosebit de plăcut apartamentul.
Eu, ca de obicei, sunt Alex. Apartamentul se află la etajul 8 din 10, strada Luică, 37 de metri pătrați total. Veți avea datele exacte în descriere. Ce pot să mai adaug? Prețul de închiriere al acestui apartament este de 380 de euro pe lună. Vă aștept cu drag pe cei care sunteți interesați. Eu, ca de obicei, vă spuneam că sunt Alex. Să ne auzim cu bine, să ne vedem cu bine. Vă urez toate cele bune!